După 2 ani în care nu s-a mai putut sărbători în public unirea principatelor române din cauza pandemiei, anul acesta tradiția se va relua. Anul acesta este anul în care Hai să dăm mână cu mână la Muzeul Județean se întoarce. Este un program, chiar dacă a avut 2 ani de întrerupere, de tradiție, pe care și în acest an îl coordonează Consiliul Județean Buzău în parteneriat cu instituțiile de cultură subordonate, Muzeul Județean, Teatrul George Ciprian, precum și Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău. În premieră, în acest an, locația evenimentului, care în anii trecuți era la Muzeul Județean, se va muta la Centrul Muzeal Ice Brătianu, tot pe Bulevardul Nicolae Bălcescu. Pentru că spațiul, dinamica spațiului permite acolo o mult mai bună organizare, în primul rând. În al doilea rând, este vorba despre integrarea în peisajul cultural al clădirii, al imobilului Monument Istoric Proaspăt reabilitat de către Consiliul Județean. Activitățile dedicate sărbătoririi Micii Uniri vor fi organizate de Consiliul Județean prin instituțiile sale, Muzeul Județean, Teatrul George Ciprian și Centrul Județean de Cultură și Artă. Vom avea parteneri în desfășurarea acestui program care vor susține momente care fac deliciul publicului pe de-o parte, pe de altă parte care marchează așa cum se cuvine ziua Unirii, ziua în care marcăm Unirea Principatelor Române. Cu alte cuvinte, vor fi momente de muzică militară susținută de fanfara militară, vor fi prezente trupele călare ale jandarmeriei române într-un număr de 4 jandarmi călare, echipați ca în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Colegii de la Teatrul George Ciprian, împreună cu ei, am pregătit o piesă de teatru, Mari Români. Teatrul George Ciprian va susține spectacolul intitulat Mari Români, o reconstituire a evenimentelor ce au avut loc la acea dată, ca mai apoi să ne prindem într-o horă cu toții, după cum este și tradiția. Pe scenă vor urca Bogdan Farcaș, Cosmin Teodor Pană, Bianca Cuculiș și Costas Mincu. Spectacolul durează 30 de minute, iar accesul este gratuit. Ansamblurile Plaiurile Mioriței și Plăieșii vor încânta publicul cu recitaluri de muzică populară din cele două țări surori. În final, toți cei prezenți la sărbătoare se vor prinde într-o mare horă a Unirii, iar de la ora 16, în sala Consiliului Județean, va avea loc un spectacol susținut de Ansamblul Plăieșii din Chișinău și de solista Zinaida Julea. Manifestările dedicate Unirii Principatelor vor începe la ora 10:30 la Centrul Muzeal I.C. Brătianu.